Sigur că voi candida. Sigur că voi candida la primărie. Deci asta este gândirea mea, pentru că vreau să demonstrez că a fost un accident ce s-a întâmplat și că oamenii au nevoie de mine. În condițiile că nu au nevoie de mine, de data asta când revin într-un concurs pe tema asta, atunci sigur că îmi dau seama că sunt alți oameni pe care îi doriți să facă în continuare treburile în Giurgiu. Iată, și aflăm ceva în exclusivitate. Și pot să vin, senatorul deci, Lucian Iliescu va candida la primărie. Deci, mai avem încă deci, un... Deci ce am făcut acum? I-am făcut sângerul lui domnul Barcu. A saltat de zeci de telefoane și mesaje în direct, cele mai multe legate de administrația locală. Senatorul Lucian Iliescu și-a făcut publică intenția de a candida în 2016 la un nou mandat pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. A mai declarat însă și faptul că este dispus să renunțe la candidatură dacă în cursă se va înscrie și deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian. Și vă spun că Florcel, dacă va candida, eu vă spun, eu nu am să candidez dacă Florcel va candida și sunt convins că Florcel va câștiga. Omul a demonstrat în ceea ce înseamnă Giurgiu, ce a făcut acest om, că toată lumea trebuie să privească cu mult respect, dându-i posibilitate să-și dezvolte această activitate prin a prelua primăria din Giurgiu. Deci, după mine, așa stau lucrurile. El a fost și cheltuitor de bani pentru campanie atunci și la un moment dat s-a retras să-l lase și să-l sprijine cu oamenii lui, electoratul lui, să-l sprijine pe domnul Barbu. E, în condițiile astea, acum e greu să spui, pui mâna pe aia care au fost voturile lui domnul Florcel și le-a trimis la domnul Barbu. Dar situația cam așa a stat. Tot la emisiunea E timpul să vorbim, Lucian Iliescu a declarat că în municipiul Giurgiu sunt multe de făcut. Unele proiecte începute în mandatul său au fost abandonate, iar ceea ce a realizat actuala conducere a primăriei până acum este departe de ceea ce s-a promis în campania electorală din 2012, iar giurgiuvenii sunt dezamăgiți.